Nămeții de zăpadă din centrul municipiului Drobeta Turnu Severin vor dispărea. S-a instituit celula de criză, iar pompierii și jandarmii au misiunea de a curăța trotuarele și străzile din zonă. Am făcut o celulă de criză, am chemat pe cei de la pompieri și de la jandarmi. Situația nu este deloc roz, mai ales în stațiile de autobuz, și am chemat la lopată toți jandarmii și toți pompierii ca să putem să debarasăm zăpada. Chemați la datorie, pompierii și jandarmii s-au înarmat de această dată cu lopeți și târnăcoape, au spart gheața din stațiile de autobuz și au adunat zăpada din calea pietonilor. Avem 10 militari de la Inspectoratul pentru de Urgență și 10 de la jandarmi. Acționăm pe străzile principale, în stații de autobuz, la farmacii, la bănci, unde se poate, sunt spații înguste. Am venit cu efective pentru a da zăpada și gheața la o parte pentru a ușura deplasarea cetățenilor orașului. Acțiunea cadrelor militare va fi continuată de primărie. Vineri seara, zăpada de pe marginea străzilor Mareșal, Averescu și Traian din Drobeta Turnu Severin va fi încărcată în camioane și depozitată într-un loc special.